Salut, sunt Robert și în filmul ăsta vreau să vorbim despre mașini. Și aș fi vrut să vă spun o nedumerire de-a mea. Nedumerirea e legată de sistemele de infotainment ale mașinilor, care devin din ce în ce mai mari. Eu, de exemplu, am pe Mercedes un display de 12 inci. Adică e mai mare decât un laptop pe care l-am acasă, care are 11,8 sau ceva de gen. Adică display-ul de pe Mercedes la infotainment e mai mare decât display-ul laptopului. Și nedumerirea e legată de sistemele astea. Bă, dacă tot le fac și dacă tot le fac așa mari și există tendința asta de a crește în dimensiuni, normală de altfel, că fiecare dintre noi vrem să avem mai multe informații acolo. Normală până la un anumit punct. Pentru că cu cât sunt mai mari, cu atât vor fi mai scumpe atunci când vor trebui să fie schimbate și nu prea mai poți să le folosești. Adică nu prea mai poți să folosești nimic pentru că cam tot ce e pe mașina aia tinde să fie controlabil de pe infotainment. Așa asta o să fie extrem de nasol. De exemplu, dacă aerul condiționat se strică tableta aia, se strică și aerul condiționat. Bun, întrebarea este, bă, dacă tot le fac așa mari, păi frate, de ce nu le fac detașabile? Și mă refer aici la tabletele de infotainment, nu la alea care afișează informații și care sunt legate cu computerul mașinii. Da, bă, dacă tot le fac, de ce nu le fac detașabile? Astfel încât când pleci din mașină, să poți să o iei cu tine și să-ți faci tu treaba cu ea. Adică să poți să mai pui niște chestii pe acolo, un browser de internet, o chestie, o socoteală. Să poți să o și folosești extra mașină. Pentru că așa mergi cu mașina o oră jumate pe zi, în medie. Restul de nu știu câte ore aia stă de pomană și trebuie să-ți mai iei un alt device care să poți să mergi cu el în afara mașinii, adică ori tabletă, ori telefon, ori laptop. Nu zic că n-ai mai avea device-ul ăla, dar dacă tot o faci așa mare și tot o faci bună și tot o faci capabilă, de ce nu o faci detașabilă, frate? Adică de ce nu ea e detașabilă? Ai plecat din mașină, ai luat-o cu tine, dacă vrei, dacă nu vrei, o lași acolo. Da? Ai luat-o cu tine, pleci, îți faci treaba la birou unde ai tu de făcut toată treaba, ai venit, ai pus-o înapoi, funcționează ca dispozitiv pentru mașină. Deci, adică mi-e greu să cred că nu s-a gândit nimeni la treaba asta și că sunt eu primul care mă gândesc și le spun producătorilor auto, bă, faceți sistemul ăla de infotainment detașabil ca să pot să-l iau cu mine și să mă și folosesc de el, să mă și joc cu el. Există la niște mașini tabletele din spate, adică au niște, la seria 7, la E-Class am văzut. Da, ideea este că alea, nu poți, alea sunt detașabile doar ca să umbli cu ele în mașină, că nu prea poți să le iei cu tine. Adică le iei, dar nu faci nimic cu ele. Adică nu au un sistem de operare gen Android pe care să poți să pui tu orice fel de alte aplicații, îți convine ție și îți place. Da? Cam asta era ideea. Și poate le vin niște idei producătorilor ăștia de auto să le facă detașabile, că din punctul meu de vedere e foarte tare. Ar fi foarte tare să fie făcute detașabile. Mulțumesc, cam atât vreau să spun în filmulețul ăsta. Dă click pe subscribe și pe clopoțel să te anunț eu tu cum mai pun filmulețe pe aici și te aștept în comentarii cu like, dislike, dacă ți-a plăcut sau nu videoclip. Mulțumesc, la revedere!